CICOLE, ITM, ISCTR și alte instituții. Pentru punerea în aplicare a mandatelor de aducere, în perioada analizată, am executat un număr de 72 de mandate. Ca rezultate, am constatat un număr de 20 de infracțiuni, cu un număr de 30 de persoane care considerate făptuitori, iar în cadrul patrulelor mixte, împreună cu colegii de la poliție, un număr de 32 de astfel de fapte. De asemenea, în perioada de referință au fost aplicate un număr de 394 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 95.360 de lei. Pe genul de fapte pe care le-am constatat, au predominat furturile și din acestea cele mai multe au fost cele de produse agricole, urmate de loviri și alte violențe și alte fapte precum violare de domiciliu, furt calificat, distrugere, tulburarea ordinii publice, folosirea de mărci și indicații geografice, legea 205, o faptă privind protecția animalelor. Acestea au fost rezultatele pe care inspectoratul le-a obținut în perioada de referință și în continuare, cu permisiunea noastră, o să rog pe colegul meu să facă prezentarea și să adresăm întrebări dacă sunt la final. Eu vă mulțumesc, domnul colonel, vă rog. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mă bucur că am fost invitat la sediul Inspectoratului de Jandarmerie Județean Sălaj pentru a participa la această conferință de presă. Sunt colonelul Crițan Sebastian. Am preluat comanda grupării de jandarmi mobile Cluj-Napoca la 15.05.2017, când am fost numit în funcția de comandant al unității prin ordine al Inspectorului General al Jandarmeriei Române, în urma concursului susținut la București. Provin din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Sălaj, unde am lucrat ca și ofițer timp de peste 25 de ani, din anul 1991 până în anul curent, cum vă spuneam mai devreme. Am fost onorat să preiau comanda grupării de jandarmi mobile Cluj-Napoca, care este o unitate cu o istorie și o tradiție bogată și o tradiție de peste 50 de ani în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, legate intrinsec de protejarea valorilor socio-umane și a drepturilor și libertăților cetățenești. Unitatea a fost înființată în luna septembrie 1968, când la nivelul țării au fost înființate mai multe unități militare după invadarea Cehoslovaciei de către o parte din țările tratatului de la Varșovia. Conform legii 550 de organizare și funcționare a Jandarmeriei Române, gruparea de jandarmi mobilă Cluj-Napoca funcționează în subordinea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și are o structură asemănătoare unui inspectorat de jandarmi județean, adică este structurată pe comandament, organizat pe servicii și compartimente și sub unități pentru misiuni organizate pe detașamente, plutoane și grupe. Ca deosebire, are ca zonă de responsabilitate teritorială 5 județe din nord-vestul țării, adică județul Cluj, Bihor, Maramureș, Sălaj și Satu Mare. Ca misiune este destinată executării misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice, precum și de combatere a criminalității. În actuala structură în care funcționează în prezent, a fost înființată în anul 2005, din 1968, trecând prin diverse etape de organizare. În baza relațiilor de cooperare existente cu instituțiile din Ministerul Afacerilor Interne din zona de responsabilitate, instituții cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, cum sunt inspectoratele de jandarmi județene, inspectoratele de poliție județene și inspectoratele teritoriale ale poliției de frontieră, unitatea execută misiuni în comun sau independent pentru prevenirea și descoperirea infracțiunilor în zone de interes operativ, precum și de menținere, asigurare sau restabilirea ordinii publice când aceasta a fost grav tulburată. Unitatea a executat și în cursul acestui an misiuni atât pe frontiera de nord a țării, cât și pe frontiera de vest pentru combaterea traficului de persoane și combaterea traficului de țigări.
Prin prisma atribuțiilor încredințate prin lege, este prioritară pentru unitatea noastră asigurarea securității cetățenilor, desfășurarea în condiții de normalitate a unor evenimente ce implică participarea unui public numeros, a condițiilor necesare funcționării în condiții de siguranță a instituțiilor statului, iar conduita și profesionalismul personalului angajat al unității au făcut posibilă îndeplinirea cu succes a unor misiuni ce au presupus unele dintre cele mai mari aglomerări de persoane din țara noastră. Unitatea noastră fiind a doua după municipiul București, la nivelul întregii țări, ca număr de evenimente și ca număr de persoane care au participat la aceste evenimente. Printre misiunile executate integral de către Grupa de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca, pot să enumăr concertele care au fost în acest an la Cluj, pe stadionul Cluj Arena, și pot să denumesc aici concertele, pot să amintesc aici concertele Andreea Bocelli, Depeche Mode, Holograph, Jazz in the Park, Jazz in the Street, am avut chiar acum în weekendul care a trecut, Electric Castle, Antol. De asemenea, meciuri ale echipei naționale de fotbal cu Danemarca și Chile au fost în acest an pe stadionul Cluj Arena din Cluj. Concerte la sala polivalentă, a cărei capacitate s-a mărit la 10.000 de locuri. Chiar mâine seară o să avem un concert cu Sting la sala polivalentă. S-au vândut deja aproape 10.000 de bilete. De asemenea, pelerinajul de la Mănăstirea Nicula, care presupune iar o aglomerare mare de persoane, peste 30.000, pe parcursul a 3 zile. Totodată, misiunile care se derulează continuu, provocările și riscurile prefigurate la nivel internațional la adresa ordinii siguranței publice, proliferarea unor noi și noi forme de terorism sunt factori convingători care ne determină să fim permanent pregătiți pentru a face față amenințărilor actuale și viitoare la adresa ordinii de drept. De aceea ne stă în atenție permanentă pregătirea personalului, îmbunătățirea tehnicilor și practicilor de acțiune, prin accentuarea dezvoltării profesionale și identificarea unor noi metode de prevenire și descurajare a factorilor de risc. În privința suportului operațional, unitatea noastră trece în momentul de față printr-un amplu proces de consolidare și modernizare, proces care a început în anul 2015 și mă refer aici la o investiție care este în valoare de aproape 4 milioane de euro. Banii sunt de la bugetul de stat și reprezintă una dintre cele mai mari investiții de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și cea mai mare de la nivelul Jandarmeriei Române din ultimii ani. Este un efort deosebit pentru unitatea noastră, dar fiind faptul că a trebuit să ne mutăm în alte spații, având în vedere că întreaga structură de comandament, întreaga clădire care adăpostește comandamentul de unitate și subunitățile, este în acest proces de consolidare și modernizare. Am uitat să vă precizez, la început, unitatea are sediu pe strada Dorobanților, la numărul 23, colț cu strada Pitești, pentru cine cunoaște Clujul. Prin această lucrare se urmărește asigurarea unor spații moderne în care să ne desfășurăm activitatea și condiții net superioare celor care au fost până acum, care să fie la nivelul actual și să asigure standarde ridicate pentru întregul personal al unității. Asta deoarece clădirile care sunt care fac obiectul investiției sunt ridicate în anul 1885, de peste 100 de ani, dar sunt clădiri solide și a fost necesar acest proces de consolidare și modernizare. În perioada următoare ne stau în atenție evenimentele de amploare care se vor desfășura la Cluj și în celelalte județe din zona de responsabilitate. Noi și la acest sfârșit de săptămână, de exemplu, am avut efective la județul Maramureș și în județul Bihor, județul Sălaș, beneficiind, adică fiind privilegiat cu o zonă mai liniștită, cu oameni mai așezați, nu necesită și prezența noastră de foarte multe ori pe parcursul unui an.
În perioada următoare, cum vă spuneam, din ce știm până acum, avem concertul formației STIM, mâine seară, avem meciurile de fotbal din Liga a 1-a și a 3-a a mai multor formații, a mai multor echipe de fotbal din Cluj, CFR Cluj, care este în Liga 1, Universitatea Cluj în Liga 3-a, Sănătatea Cluj și alte echipe mai mici. Avem în miercuri un meci de basket internațional în cadrul campionatului european de Eurobasket, de basket FIBA, între CSU Banca Transilvania și o echipă din Istanbul. Avem un campionat de karate internațional care se va desfășura în prima decadă a lunii noiembrie la sala polivalentă. Și de asemenea concertele care probabil că vor fi în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă. Cum vă spuneam, nu putem să nu luăm în calcul ceea ce se întâmplă, în special în țările din vestul Europei și acolo unde sunt aglomerări de persoane, unde sunt mii, zeci de mii de persoane și în special când sunt pe o arenă, riscurile sunt mai mari și ne gândim că și la noi poate să aibă loc oricând un act terorist. Măsurile de securitate fiind tot mai drastice în vestul Europei, ne gândim că unele minți rău intenționate se pot gândi la țările din estul Europei, unde deocamdată măsurile de securitate nu sunt foarte drastice. Și atunci ne luăm și noi măsurile noastre de prevenire și descurajare a unor astfel de acte teroriste, inclusiv prin folosirea câinilor pentru detectarea explozibilor, cum aminteam mai devreme, controle inclusiv la parcările suterane care sunt sub stadionul Cluj Arena, sub sala polivalentă, atunci când au loc manifestări publice și alte tactici și tehnici de intervenție, toate în scopul protejării cetățenilor și vă asigur că cetățenii au început să le conștientizeze și sunt convinși că sunt pentru siguranța lor. De altfel și la marile evenimente și manifestări care au avut loc în cursul verii, vreau să vă spun că s-au produs foarte puține fapte antisociale în raport cu numărul persoanelor care au fost prezente la astfel de evenimente. Foarte puține fapte antisociale. Populația este mai, și cetățenii sunt mai educați, dau dovadă de spirit civic, sunt mai răbdători. Ceea ce spune ceva și despre progresul poporului nostru și de gradul de educație și cultură. În încheiere, asigurăm întreaga societate civilă din zona de responsabilitate a unității noastre despre faptul că suntem conștienți despre serviciul nostru în slujba cetățeanului, cum să depunem toate eforturile pentru ca în activitățile și misiunile noastre specifice să prevenim degenerarea unor manifestări publice în conflicte violente care se producă tulburarea gravă a ordinii publice, pentru a evita folosirea forței și a mijloacelor din dotare, acestea fiind ca o ultimă soluție. Vom acționa permanent pentru ca prin faptele și acțiunile noastre, alături de celelalte instituții ale statului de drept, să ne aducem aportul la menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în zona noastră de responsabilitate. De asemenea, întotdeauna vom răspunde prezent la solicitările comunității și vom fi prezenți acolo unde situația ne va cere. De asemenea, vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate și preocupare pentru îmbunătățirea metodelor de muncă care să ducă în final la atingerea dezideratului comun al instituțiilor din sistemul de ordine și siguranță publică, siguranța cetățeanului și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale. De asemenea, vă asigur și pe dumneavoastră că vom manifesta transparență și deschidere în toate acțiunile noastre, deschidere de care vă asigurăm că va fi și față de întreaga societate civilă, față de toți cetățenii. Vă mulțumesc. Până la întrebări, v-aș ruga să mai acordați și mie un minut să vă fac o prezentare, o scurtă prezentare a
locurilor care urmează să fie scoase la concurs de către, de către Jandarmeria Română. Și acestea sunt în număr de 700 de locuri la cele două școli. La școala de militar de subofițer jandarm Grigore Alexandru Ghica din Drăgășan, 350 de locuri. Și la școala militară de subofițer jandarm Petru Rareș din Fălticeni, 350 de locuri. Cum v-am spus, a redus anul de învățământ. Admiterea pentru aceste posturi se va face în perioada 13-21 ianuarie 2018. Și va avea ca probe eliminatorii examinare medicală, evaluare psihologică și verificarea aptitudinilor fizice, urmând ca ulterior să se, cei care depășesc aceste probe să ajungă la proba de verificare a cunoștințelor în test scris. La noi, la unitate, în sprijinul acestei activități, se pot depune cereri ale candidaților până la data limită de 5-12. Urmând ca până la 5-1, împreună cu angajații noștri, să-și întocmească dosarele care să fie trimise în regim complet către școlile de subofițeri pe care le-am menționat anterior. În cursul zilei de astăzi vom face un comunicat de presă pe care o să vi-l trimitem pentru a avea absolut toate datele și pentru a avea inclusiv cerințele și condițiile și criteriile specifice pe care candidații care vor să devină jandarmi trebuie să le îndeplinească în clipa în care se prezintă la examen. Vă mulțumesc și vreau să vă mulțumesc și anticipat pentru sprijinul care o să ne-l dați în această activitate și să vă mai informez acum la final că în același scop, la nivelul Jandarmeriei Române se va forma o caravană care va trece prin toate județele și care va avea la fiecare județ câteva localități, probabil nu cunosc exact detaliile, țintă unde se va face o deplasare, ocazie cu care vă invit, dacă veți dori, în clipa în care caravana ajunge în Sălaj, sunteți invitații noștri, atât în municipiul Zalău, cât și oriunde mergem noi, să ne fiți parteneri, să fiți, de ce nu să ne fiți chiar supervizori pe timpul acestei activități. Noi sperăm ca și de această dată, ca de fiecare dată, să reușim să aducem la proba de concurs foarte mulți copii. Am spus-o și înainte, avem niște copii foarte buni, avem un învățământ care, din punct de vedere al privit la într-un ansamblu național, iese un pic în relief, deci avem copii care au promovat examenele cu mult, o să spun eu, peste media națională și sperăm ca și de data aceasta să reușească. Încă o dată, cum spunea și domnul Sechei, nu știm dacă din acești copii vom reuși să îi aducem în Sălaj într-un anumit moment al carierei lor, dar cu siguranță știm că vor avea o meserie, că vor avea posibilitatea să dezvolte o carieră și, de ce nu, la un moment dat să vină și să vă slujească pe dumneavoastră cei care în clipa de față le faceți cunoscută această oportunitate. Vă mulțumesc și vă rog dacă dumneavoastră aveți lucruri care considerați că trebuie clarificate sau alte întrebări pe temele pe care le-am supus dezbaterii. Ați spus că s-a schimbat, adică vreau să vedem dacă s-a schimbat ceva în criteriul privind probele sportive. Nu. Deci singurul lucru care s-a schimbat într-un mod mai radical este durata anului de învățământ prin faptul că s-a redus de la 2 ani la 1 an la școli. Din ce cunosc eu, ulterior se mai face un modul de pregătire suplimentară la celelalte centre de pregătire pe care jandarmeria le are, la Gheorgheni, din câte cunosc. Dar mai multe detalii o să trebuiască să primim în perioada imediat următoare. Dar din punct de vedere al criteriilor medicale, al criteriilor de înălțime, al probelor sportive, ștacheta rămâne exact unde era. În momentul de față, echipele mobile de jandar, efectivul este complet, dar mai fi nevoie de jandar sau? La grupare de jandar mobilă Cluj-Napoca avem o încadrare de 89%. Am văzut față de inspectoratul de jandar județean e mică încadrarea, față de alte unități din țară este un procent bun.
La Cluj migrează oameni, adică vin spre Cluj, nu pleacă din Cluj, vin spre Cluj. Chiar dacă unitatea noastră nu recrutează mulți candidați pentru școlile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, deoarece Cluj oferă multe oportunități. Dar ulterior se îndreaptă spre cele două unități de jandarmi din Cluj, mulți din alte județe. Clujul este atractiv, din anumite puncte de vedere. Multe puncte de vedere. Am văzut azi dimineață o patrulă de jandarmi în apropierea unei școli, un liceu. Aveți o colaborare cu anumite instituții de învățământ? Nu. Avem un plan județean în care asigurăm măsurile de menținere a ordinii publice la instituțiile de învățământ. În municipiul Zalău acționăm împreună cu poliția la cele 8 licee și le avem împărțite în clipa de față în responsabilitate 4 și 4. Forma în care lucrăm la aceste instituții este aceea de a asigura o prezență permanentă pe timpul în care elevii se află la cursuri, iar astăzi, dacă nu mă înșel, astăzi este acea campanie națională. Cred că în fine, dar asigurăm inclusiv activitățile care se desfășoară în interiorul școlii sau activități la care elevii școlii participă în afara instituției. Spre exemplu, sunt o grămadă de activități acum la care participă școlile. Spune nu violenței, nu, și participă într-un mod organizat. Da, bineînțeles, și la absolut toate activitățile alea le asigurăm, nu numai lor, dar din punct de vedere tehnic, 4 din cele 8 instituții de învățământ sunt asigurate permanent, adică cu efectivă de jandarmi. De la 8 la... De la 7 jumate la 15:30. Tot prin rotație, celelalte 4 iar, celelalte 4 nu? Nu, nu. Le avem repartizate în responsabilitate pe, în baza planului, pe întregul întreaga durata. Radar merge, e cum, e ridic. Un radar care asigură măsuri permanente de ordine la școala respectivă. Permanente. Deci ce vreau să vă întreb aici, că o misiune executată cu organele civice. Da. Deci aceste misiuni, deci o misiune în această perioadă. Asta nu înseamnă că știți că am vorbit și data trecută, aveam 10 misiuni cu organele silvice și mai aveam încă 48 noi. Deci noi, de cele mai multe ori, dăm curs unor solicitări de a participa împreună cu organele silvice la anumite acțiuni pe care ei le fac. Noi avem un plan județean pe care îl punem în aplicare. Și pe domeniul silvic. Există posibilitatea ca organele silvice să fi făcut un număr mult mai mare de acțiuni la care să fie angrenat efective ale poliției române. Nu cunosc acest aspect. Dar, în perioada analizată, cu organele silvice am avut o singură misiune. Dar, exact cum ați văzut și din postările noastre, simplu, am avut foarte multe constatări și am avut activități foarte multe prin efective de jandarmi. Pe care noi le documentăm, noi le... Care nu au legătură decât cu jandarmeria. Unde vedem asta? Aici nu sunt... De asta m-am gândit ce se întâmplă. Primarii vă mai sună pentru probleme. Deci sunt în cele 25 de alte misiuni. Dar nu pot să mi le definesc acum dacă... Nu, e în regulă. Deci primarii... Pentru... Știți că discutam la dumneavoastră vis-a-vis de furturile, mai ales în toamna, pe când, și așa vă mai contactează, vă mai... Da, deci e clar că responsabilitatea lor pentru a-și... Avem solicitări și avem solicitări din... păcate, cum să-i spun, din ce în ce mai multe, ceea ce numărul mare de solicitări, am spus, din păcate, nu poate să ne mulțumească, pentru că înseamnă că sunt probleme. Și... urmarea acestor solicitări, am trecut prin mai multe localități. Am fost prin Bucium, am fost prin Păușa, în zona Jigoului și avem destul de multe constatări. Avem de la constatări referitoare la furtul de lucernă, la constatări de furat porumbul, la constatări, ultima am fost la furt de cartofi și chiar și violarea de domiciliu, m-am spus că am constatat-o astfel de faptă. A fost constatată violarea de domiciliu, dar scopul cu care cetățeanul pătrunsese fără drept într-o altă
O gradă era acela de a fura struburi de acolo. Deci, într-adevăr, sunt niște fapte care ulterior ele se confirmă și încercăm ca atât prin patrulele noastre pe care le desfășurăm, cât și prin măsurile de educare a populației, de conștientizare a factorilor de decizie la un moment dat, pentru că există niște responsabilități și în legea 333 care obligă la o bază comunală și noi insistăm pe acest aspect și încercăm să facem cât mai multă prevenție. Deși am ajuns de observăm din date că am făcut la un moment dat destul de multă combatere. Ne axăm totuși pe prevenție, cât mai multă prevenție. Încercăm să discutăm foarte mult cu oamenii, încercăm să vedem care sunt problemele, unde sunt și să încercăm să facem posibil ca omul să meargă acasă cu recolta pe care a semănat-o. Spuneați, domnule comandant, apropo de situația în privința terorismului la nivel global și aici ne referim la evenimentele, din păcate, care au avut loc în Europa. Jandarmeria română, și aici vorbim un primul rând, a adoptat altfel de măsuri pentru a preveni astfel de evenimente? Da. Adică v-ați mobilizat mai mult decât de obicei? Am adaptat situație, de fapt, în sensul suplimentării efectivelor la anumite misiuni, la anumite evenimente, un control mai strict în zonele de acces la anumite evenimente, folosirea câinilor de serviciu, controlul autovehiculelor, o vigilență mărită a efectivelor. Facem tot ce ne stă în putință și ne îmbunătățim continuu metodele de muncă și procedele de acțiune pentru a face față cu succes misiunilor pe care le avem și pentru a preveni și pentru a întâmpina orice acte care ar putea să afecteze siguranța cetățenilor. Da, încercăm să facem cât mai multe lucruri. Vă dați seama la un Antolc, unde au fost peste 80.000 de persoane în seriile de vineri și sâmbătă în festival. Peste 60.000 de persoane pe Cluj Arena. Deci implică niște avem tot felul de scenarii posibile care se pot întâmpla, inclusiv în situații de urgență. Numai propagarea și poate nici nu ar, câteodată nu e bine să dăm idei. Și un semnal sau un mesaj de panică poate crea o anumită stare care să conducă la haos, care să ducă la afectarea vieții și sănătății persoanelor participante la acel eveniment. Și tot timpul ne gândim la asta, tot timpul ne gândim să prevenim, să le întâmpinăm. Și la nivel județean avem în atenție chestia asta, chiar dacă efectivele noastre de acțiuni speciale și antiteroriste sunt inferioare celor de la ocuparea de jandarmi mobilă. De altfel, împreună cu colegii de la grupare de jandarmi mobilă, avem periodic niște exerciții de antrenament la care, la unele dintre acestea, participă și trupele specializate ale poliției, respectiv serviciul SAS și Direcția Județeană de Informații. Avem activități de pregătire comune, avem activități atât la obiectivele proprii, cât și pe anumite scenarii, exact cum spunea și domnul comandant, și de asemenea la toate măsurile, la toate misiunile de asigurare a ordinii publice, în special la jocurile sportive, la absolut toate avem efective din cadrul grupei întâi acțiuni speciale și antiteroriste, care asigură niște măsuri de, în cazul unei posibile intervenții, îi spunem noi de nivel 2, adică o intervenție de un nivel de specializat superior celui care se face în mod normal. Acum, probabil ați văzut că avem efective destul de mari în punctele principale ale municipiului și la nivelul municipiului, împreună cu colegii de la SAS, de la IPJ, avem o continuitate de 24/24 cu, deci cum am spus, grupa SAS și cu grupa de acțiuni speciale și antiteroriste, care sunt în punctele vulnerabile ale municipiului de ședință de județ, în punctele unde se constată aglomerări mai mari de persoane sau în zona unor obiective unde ordinea și siguranța publică ar putea fi afectată,
într-un regim de continuitate. Asta e o acțiune la plan național, pe plan național. Este o acțiune pe plan, da, și nu e de foarte mult timp. Asta este de vreo 2 luni jumate, așa, 3 luni. Da, da, da. Deci este o activitate pe plan național, o activitate este o activitate cu caracter preventiv, care a fost discusă pe plan, pe plan național, care se desfășoară în toate județele. Nu este o activitate din care să facem un secret, este o activitate care considerăm noi că a dus la, la realizarea unui climat mai sigur, în special în zona unor locații unde anterior aveau loc diverse tulburări. De exemplu, avem și noi zona diferitelor... De exemplu, la spital am observat de multe ori. Deci la spital, zona galeriilor mese... Și... Deci la spital, în zona centrală, sunt foarte multe instituții. La spital, probabil, au fost în clipa în care au venit aparținători care au tulburat ordinea publică, sau poate ne-ați mai văzut, noi mai avem niște activități în care conducem personalul medical, îl însoțim pe timpul transferului unor bolnavi psihici. Zonele... sunt puțin alte, sunt niște zone unde sunt niște discoteci, niște cluburi de noapte și acolo problematica e un pic mai diferită pe segmentul ăsta. Și se numește, nu știu, prevenirea în sau... Deci facem activități de prevenire și după caz de intervenție, deci, bineînțeles. În astea 2 luni jumate, de când e acțiunea la mine asta, s-a intervenit efectiv? Deci jandarmeria română trebuie să, la fel ca și poliția, trebuie să aibă niște efective în permanență în serviciu, care în cazul unui apel telefonic, în cazul unei situații concrete, să poată interveni. În clipa în care acestea nu sunt într-o intervenție efectivă, aceste efective sunt folosite în mod constant la patrulări preventive. Deci eu consider că o patrulă, scopul ei principal ăsta este cel de prevenție. Prevenție în ce sens? El patrulând în zona respectivă dă siguranță, vine cu prevenire și combaterea faptelor antisociale, pe eliminarea unor factori de risc referitor la faptele asociate mici infracționalități. Deci scopul lor, și exact cum vorbeați de producție, produc ordine și siguranță publică în permanență, efectivele astea nu se duc. Atunci când intervine SAS și cu jandarmeria, se întâmplă ceva... Nu, deci ei nu intervine, pur și simplu desfășoară activități preventive și sunt pregătite în permanență pentru a putea să aibă o forță de răspuns în cazul unei fapte de orice natură care contravine ordinii siguranței publice. Deci nu... Vedeți, nu trebuie văzute forțele astea de acțiuni speciale și antiteroriste ca fiind niște... Deci sunt niște jandarmi ca ceilalți jandarmi. Poate cu un nivel de pregătire puțin superior. Dar ei nu fac decât să întărească... Siguranța și scurajeze. De exemplu, povestea cineva din Zalău că... Am avut un sentiment ăsta straniu după ce s-a întâmplat în Franța atunci cu atentatele și că, fiind prezent la Paris, zic că la un moment dat, într-adevăr, dădea un pic de siguranță când, într-adevăr, acolo se ajunseze de prevenția, se făcea în tal, inclusiv cu armă de asalt, deci cu armă tip militar, cu armă automată, pe stradă. Dar sperăm să nu ajungem să facem măsuri chiar atât de prevenție, chiar la acel am văzut în Strasbourg, în aeroport, chestia asta. Da, nu e situația de așa natură, că nu mai e într-un militar francez.